Bună seara, eu sunt Sofia. Am ales să vă citesc o poveste care se numește Când o să cresc mare, de Jill McLean. Jill McLean. Sunteți pregătiți să ascultați? Da, da. Atunci, liniște, vă rog. Când o să cresc mare, de Jill McLean. Fergus își făcea toaleta de dimineață. Mami, cum trebuie să fiu când o să cresc mare? Întrebat-o. Mama m-a spus un pic pe gânduri, apoi a spus un pic. Trebuie să fii curat, acum stai cu mine. S-a gândit Fergus. Asta e tot? S-a dus să-și caute frații și surorile. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? I-a întrebat el. Jucăuși, au râs cățeluși cu care se prin poiana sărită. Ducându-se la plimbare, Fergus s-a întâlnit cu Booster, care stătea în poarta lui. Booster, cum trebuie să fiu când o să cresc mare? Folositor, a lătrat Booster gonind o pisică de pe gardul lui. Un câine trebuie să fie folositor, jucăuși. Și curat, a zis Fergus. În parc, Fergus a zărit-o pe Penelope. Bună, Penelope, tu ce crezi? Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? Îmi pare bine să te văd, Fergus. Aș spune încântător. Vedeți, Penelope e frumoasă. O, da. A răspuns Penelope și a plecat mai departe. Un câine trebuie să fie încântător, folositor, jucăuș și curat, a zis Fergus în sine lui. Atunci a trecut pe acolo Bolt, iute ca săgeata urmărind un iepure. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare, Bolt? Rapid a găfuit acesta, în timp ce iepurele dispărea în locul lui. Un câine trebuie să fie folositor, să fie rapid, încântător, jucăuș și curat, ce a zis Fergus. În drum spre casă, Fergus a zărit-o pe Magie, stând lângă poarta ferme. Bună, Magie! Tu cum crezi că trebuie să fiu când o să cresc mare? A întrebat-o el. Ascultător, a spus ea, grăbindu-se să răspundă la fluieratul fermierului. Aha, a recapitulat Fergus, un câine trebuie să fie ascultător, rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat. Când aproape a ajuns acasă, i-a ieșit în întâmpinare prietenul lui, Jester. Bună, Jester, am tot încercat să aflu cum să fiu când o să cresc mare. Tu ce crezi? Prietenos, a spus Jester și a dat din coadă unul la altul. Mama îl aștepta. Pare un pic îngrijorat, Fergus. Ce s-a întâmplat? Am întrebat pe toată lumea cum ar fi că trebuie să fiu când o să cresc mare. A zis el și fiecare mi-a dat un alt răspuns. Trebuie să fiu prietenos, ascultător, rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat. Chiar poate un câine să fie toate astea la un loc? E cam mult pentru un cățeluș, a spus ea, dar de fapt trebuie să fii doar iubit. Sfârșit! Foarte frumos, Sofie. Ce ți-a plăcut cel mai mult la această poveste? Mi-a plăcut cel mai mult când mama ei a zis că trebuie să fii de fapt doar iubit când o să crești mare. Iubirea e cea mai importantă valoare. Și ce ai învățat tu din această carte? Poveste. Am învățat că trebuie să fii iubit. Nu contează cum sunt alții. Fie tu, ești tu când o să fii mare. Nu tu ești celălalt când o să fii mare. Și nu trebuie să asculți neapărat părerile altuia.
Îți poți face și tu singur propriile tale păreri, care ar putea fi chiar mai bune decât părerile celuilalt. Foarte interesantă concluzie, Sofia. Îți mulțumesc pentru poveste și pentru ceea ce ne-ai împărtășit. Cu plăcere. Noapte bună. Noapte bună tuturor.